Vine, ca să zic așa, frumoasa sarcină pentru a prezenta rezultatele uneia din cele mai importante activități care se desfășoară în cadrul Zilei Forestierului, acelea ale concursului fasonatorilor mecanici. E o activitate pe care o desfășurăm cu mulți ani în urmă. Am continuat-o după 1990. Am pierdut-o din cauza crizei financiare acum 4-5 ani. Am reluat-o acum, datorită bunăvoinței Asociației Forestierilor din România, domnului Țucunel, și pentru asta îi mulțumesc mult. Am fost alături de dânsii și înainte și acum. Am dus noi în spate o perioadă de timp acest concurs. Mă bucur acum că am făcut din nou acest legământ, ca această activitate importantă din cadrul forestierilor să meargă în continuare. Deci nu numai acesta este cuvântul meu față de cei care au participat la acest concurs și care l-au câștigat, vreau să mă refer și la cei peste 50.000 de angajați din exploatările forestiere, care sunt alături de noi și sărbătoresc chiar la ei acasă, poate nu în condițiile în care am făcut-o noi astăzi aici, dar totuși suntem alături de ei să le urăm sănătate și tot ce își doresc în aceste condiții destul de vitrige, vorbesc din punct de vedere al crizei. De asemenea, nu trebuie uitat nici pe ceilalți frați ai noștri care lucrează în industria lemnului, cei care sunt în industria mobilei, că și ei, odată cu noi, sărbătoresc această zi și aș putea să îndrăznesc, iau frații noștri gemeni care au activitate de exploatare forestieră de la silvicultură, care și astăzi au înverzit, să zic pe lângă noi, echipa care a participat la acest concurs. Gazda, de tot respectul și multe felicitări, nu pot să uit și nu avem cum să uităm, ca să zic așa, administrația locală, primăria, din Lunca, primăria din Șanț. De cât mă pricep, care au fost alături de noi, deci toți au pus umărul la această organizare, fapt pentru care le mulțumesc foarte mult. Cred că v-au crescut foarte mult emoțiile pentru a afla care sunt rezultatele acestui concurs. O să încep cu locul 1, deși în alte situații se pleacă de la participare, mențiune, locul 3, locul 2, dar noi suntem mai tradițional și vreau să vă spun că locul 1 a fost obținut de Ture Gheorghe, de la Sărbania Internațională. Este unul din colegii noștri din echipa de aur a sindicatelor forestiere și asociației forestierilor care a participat la multiple concursuri internaționale și nu numai că a participat, dar și câștigat câteva din ele. Ultima la care am participat și noi și am patronat-o a obținut locul 3 în Italia. De acord? Îți mulțumesc bun de tot, te felicit. Primește premii din partea Asociației Forestierilor 500 de lei, 5 milioane vechi, din partea Federației 5 milioane vechi. Domnul președinte Țucunel are onoarea să îmâneze premiile acestui câștigător. Da. Și bucuria și să vă doresc succes în continuare și sănătate. Sănătate înainte de orice și nicio întâmplare nedorită. George, premiile nu se termină aici, mai stai un pic, mai facem un popas, pentru că și Stilul, deci prin domnul Paeș Alexandru, care are o sucursală a Stilului aici, are de mânat pentru tine câteva premii din partea lui Stil România. De acord? Deci Dinamic Bistrița îți mânează o cască, o canistră combinată, știi mai bine decât mine, o toporișcă și mănuși. O canistră combinată, toporișca, mănușă. Premiul 2, după cum observ eu și cât cunosc din această activitate, se pare că e greu de scos premiul 1 și locul premiul 2 de la neamț, care din totdeauna a fost de către babătă. De data aceasta, Tudosia Constantin, de la Piatra Neam, direcția silvică, locul meu. De asemenea, primește un premiu de 400 de lei, 4 milioane vechi, cu 4 milioane vechi de la Asociația Forestierilor din România, felicitările noastre și diploma din partea Federației. Nici dânsul nu trebuie să plece, pentru că, așa cum spuneam, Știri România, prin sucursala de aici,
are o surpriză și pentru, și pentru acest loc. Locul 3 îi revine domnului Varga Andrei de la Frasino. Felicitări! Primește un prim, Dani. Primește un premiu din valoare de 3 milioane vechi de la Asociația Forestierilor, 3 milioane de la Federația Sindicatelor din Industria Lemnului și l-a jucat pe colegul meu, arbitru, vicepreședinte și încărcat cu mai multe sarcini, să mâneze acest premiu. De asemenea, și pentru acest loc există premiere și din partea, cum spuneam, a stilului prin domnul Paiș Alexandru. Vreau să vă zic că în conformitate cu regulamentul, în afară de cele 3 premii, cum se obișnuiește la marele întreceri, noi totuși considerăm că la un concurs profesional trebuie stimulați mai mulți colegi de-ai dumneavoastră, de-ai noștri, în așa fel pentru a stimula, să zic, participarea pe la această meserie. Domnul Istrate Simion de la Alpina Plasna, de asemenea, a primit mențiune pe locul 4. Primește 200 de lei de la noi, 200 de lei de la domnul Țucunel și din partea felicitările noastre, diploma de la Federație, deci diploma social, așa, felicitări, la fel și stilul are pentru fiecare dintre dumneavoastră, fiecare concurent, câte o atenție, pentru primește mențiune Gușe Anton, care la această mențiune are 200 de lei de la noi, 200 de lei de la asociație și da. Da. Și domnul președinte Țucunel, da, ai pus tot acolo. Așa. Student și ne bucurăm de tinerii care cum să vin alături de noi și întăresc rândurile, așa să spunem, a participanților la acest concurs. Așa, deci avem pe Andreica Gheorghe, care cei patru, deci au mai rămas patru concurenți care au fost și ne-am gândit că e bine să acordăm și premiu pentru participare și diploma de participare și câte un premiu de 1 milion de lei pentru fiecare. Felicitări și la anul vă așteptăm să obțineți rezultate și mai bune. Moldovan Gheorghe de asemenea primește premiu pentru participare, da? Tot un premiu de 100 de lei și 100 de lei din partea ASFOR-ului, diploma de participare de la noi și stilul. Deci îi acordă, cum vă spun eu, la fiecare mănuș, să ne purtăm cu mănuși, da? Să, între noi, nu cu alții. De asemenea, de mănuși de protecție. Hapca Gheorghe, da, unul din participanți, da? Felicitări la domnul președinte. Și, nu ultimul, da? Felicitări, domnule. Așa, Olaru. Mănăilă, da? Eu vreau să închei această activitate, să-l felicit. La fel primește și din partea celor. Da, inginer? Păi, până la urmă, activitatea noastră devine din ce în ce mai sofisticată.